Un bărbat în vârstă de 83 de ani din județul Gorj este căutat aproape 24 de ore după ce a dispărut de acasă, iar șansele ca acesta să fie găsit în viață scad de la o oră la alta. Bătrânul ar fi plecat ieri la prânz în pădurea din apropierea casei pentru a aduna vreascuri și nu s-a mai întors. În căutarea acestuia au plecat polițiști însoțiți de câini de urmă, jandarmi și localnici, dar fără rezultat până acum. Soția bătrânului spune că imediat după masa de prânz, acesta a ieșit afară și dus a fost. Femeia nu și-a făcut griji până la lăsarea întunericului, când a alertat vecinii. Capii la 11 și eu am rămas să ridic masa și el a ieșit să dea la cârmătate. Și n-a mai venit de atunci. Pentru că a plecat sumar îmbrăcat și cu papuci în picioare, vecinele bărbatului nu cred că acesta ar fi supraviețuit o noapte sub cerul liber. Nu cred că se rezite. Și mai ales să fii exact îmbrăcat om te. Era îmbrăcat subțire? Păi, cum umblăm noi pe acasă? Încă de aseară, localnicii au plecat în căutarea acestuia, iar acțiunile s-au intensificat de dimineață. La fața locului au fost aduși inclusiv câinii de urmă. Toate vântânile din zona au fost verificate, dar nici urmă de bărbat. Nu observă nimic. Localnicii nu își dau seama unde ar putea fi vecinul lor, dar cred că prea departe nu a putut ajunge pentru că se deplasa destul de greu. Nu se știe, rău, că de azi noapte căutăm pe toată pădurea căutarea și la pădurea lui Botis și la lacul Grozoi, lacul Tetini. Nimic. Nimic. Dacă hai, azi noapte nu s-a văzut. Dar astăzi vă zic. Nu știu cum să mă luam. Încât mă n-am să mă luam. Până să mă luam. Bărbatul de 83 de ani a plecat de la domiciliul pentru a aduna lemne de foc din pădure, dar până în prezent nu a mai revenit. Polițiștii îl caută pe raza localității cu ajutorul câinilor de urmă și a unor voluntari din zonă. La data dispariției, Danciu Sebastian purta pantaloni de culoare neagră, vestă de culoare verde, un plover negru cu alb pe cap, o șapcă de culoare galbenă, iar în picioare avea încălțăminte din cauciuc.